Scrisoarea Diavolului, un manuscris ce datează din secolul al XVII-lea, care are ca autor o călugăriță siciliană, a fost în sfârșit descifrată după sute de ani. După 3 secole și jumătate, informaticienii italieni de la un centru de cercetare din Catania au reușit să descifreze scrisoarea misterioasă a călugăriței Maria Crocifisa de la Concesion, cea posedată de diavol. Aceștia au reușit să facă acest lucru datorită unui algoritm de decriptare descoperit pe Darknet, un spațiu virtual anonim, închis autorităților și motoarelor de căutare, pe care browserele obișnuite nu îl pot vedea. Sora Maria, născută Isabella Tomasi, a intrat la 15 ani într-o mănăstire benedictină din Palma di Montechiaro, Sicilia. În dimineața zilei de 11 august 1676, ea s-a trezit în chilia ei, stând pe podea, cu mâinile și fața pătate de cerneală. Pe masă era o foaie de hârtie cu un text misterios. Sora Maria le-a spus călugărițelor din mănăstire că această scrisoare i-a fost dictată de însuși diavolul care a posedat-o. Ce era scris acolo, nici ea nu știa. Textul era format din litere din alfabetul grec și latin, precum și din elemente chirilice și chiar runice. Măicuțele au crezut-o pe Maria și scrisoarea a fost afișată public în mănăstire. Chiar dacă nu au înțeles nimic din aceasta, măicuțele erau sigure că scrisoarea era o ispită a lui Lucifer pentru a le convinge să își piardă credința în Dumnezeu. De atunci, mulți au încercat să descifreze mesajul misterios, dar nimeni nu a reușit acest lucru. Astfel, recent, programatorii au putut afla ce este scris în manuscris. Pentru a face acest lucru, cercetătorii au încărcat mai multe alfabete diferite în program, inclusiv latin și runic. Algoritmul a început să compare semnele manuscrisului cu literele alfabetului. Doar 15 rânduri din mesaj au fost decriptate. S-a dovedit că textul este într-adevăr scrisoarea diavolului, deoarece este foarte asemănător cu acesta. Este scris nervos, haotic și chiar în diferite limbi. Este dedicat reflectării asupra relației dintre Dumnezeu, diavol și om. De exemplu, Sora Maria a scris că Dumnezeu a fost inventat de om și acest sistem nu funcționează pentru nimeni. Textul mai conține fraze ca aceasta: Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt sunt o povară inutilă și Dumnezeu crede că poate elibera muritorii. În text este menționat și râul Styx, care conform mitologiei grecești și romane este unul dintre cele 6 râuri care separă lumea viilor de cea a morților. Maria a fost probabil o lingvistă talentată, spune Daniele Abate, directorul Centrului Științific Ludum din Catania. Ea a scris textul amestecând alfabetele pe care le cunoștea. Fiecare simbol a fost bine gândit și structurat. Daniele Abate, studiind mesajul, a sugerat că în alcătuirea acestuia, călugărița a fost de multe ori incoerentă. Viața la mănăstire nu este foarte ușoară, spune directorul centrului. Nici măcar pentru o persoană perfect sănătoasă, iar Maria suferea, se pare, de schizofrenie sau tulburare bipolară. Când lucrezi la o transcriere istorică, nu poți ignora profilul psihologic al scriitorului. Potrivit oamenilor de știință, călugărița cunoștea nu numai latina și greaca veche, ci și alfabetul runic. Se spune că acest mesaj de la diavol nu a fost singurul. Maria a găsit mai multe scrisori misterioase, dar numai una a supraviețuit în timp. În mănăstirea Palma di Montechiaro s-au păstrat 14 linii misterioase ale textului
și o copie a scrisorii a fost dusă la arhivele catedralei din Agrigento.